Some men, things are going really, really crazy again, though. Se pare că au apărut noi declarații de a lui 6ix9ine, a.k.a. băiatul curcubeu, în care aflăm puțin despre trecutul lui și că a trecut pe la medic având probleme la cap. Stai, ce? Salutare lume și bine v-am găsit nou pe acest minunat canal. Dacă încă nu sunteți abonați, stați să o faceți chiar acum. Și da, astăzi vorbim despre noile declarații ale lui 6ix9ine, băiatul curcubeu, TK și de sifon, turnătorul gangsterilor 69, băiatul cu mai multe tatuaje decât Dorian Popa, băiatul cu părul acuarele și așa mai departe. Păi, eu știu că indiferent cine suntem, ce facem, că facem o faptă bună, că facem o faptă rea, că facem mai multe fapte bune sau rele, man, toate au legătură până la urmă cu ceva din trecut. Desigur, asta nu este o scuză să faci lucruri rele, dar te asigur că toate au pasiv o legătură cu ceva din trecut. Da, s-au publicat declarațiile lui 6ix9ine, v-am făcut și un episod ultima dată despre chestia asta ca să înțelegeți și voi care-i treaba cu 3ix9ine, cum își desfășurau activitățile și care a fost implicarea lui TK și în toată treaba asta, iar astăzi ne vom uita peste alte declarații publice în care aflăm puțin despre trecutul lui 6ix9ine, probabil unii dintre voi știți deja asta. Însă TK și 6ix9ine nu au avut un trecut foarte, foarte normal. Mai crescând în condiții foarte low, 6ix9ine a spus judecătorului că a avut probleme psihice în urma unor grave întâmplări din viața lui, asta de pe vremea când era un copil. Dar ca să înțelegeți și voi despre ce este vorba, vedeți voi, în viața asta oamenii ar trebui să țină cont și de trecutul unui om atunci când greșește, de factorii care până la urmă au întotdeauna un rol foarte important când cineva comite o infracțiune, o crimă și așa mai departe. Nu vreau să afir faptul că asta scutește pe cineva de pedeapsă, însă ar trebui să luăm în calcul că tot ceea ce se întâmplă cu noi oamenii, cu faptele noastre, sunt rezultatele unor întâmplări din trecut, mai mult sau mai puțin. Există oameni care primesc bullying într-una, ba că sunt grași, ba că sunt slabi, ba că sunt, I don't know, săraci, ba că suferă de o boală, man. Iar uneori ca rezultat se ajunge la sinuciderea acestor victime, iar dacă o iei în calcul, nu e doar vina lor pentru că au ajuns să comită o astfel de nebunie, nu? Exact la fel este și cu oamenii care comit infracțiuni, pe lângă vina lor pentru că sunt conștienți de alegerile pe care le fac, o parte din vină se trage și din trecutul lor, din trăirile lor și așa mai departe. Bine, eu nu sunt acum vreun psiholog sau are nume doctor care se ocupă cu astfel de cazuri, dar sunt foarte conștient la fel ca și voi că trăim într-o societate foarte dezechilibrată și haosată în care poți claca oricând, în special atunci când nu te aștepți. Ok, so, haideți să înțelegem situația asta mai bine, să ne uităm peste declarațiile lui 6ix9ine din tribunal, so let's check it. Judecătorul, mulțumesc mult, poți să stai jos, domnule Hernandez, Hernandez fiind 6ix9ine, înțelegeți că în momentul acesta sunteți sub jurământ, iar dacă veți răspunde fals la întrebările ce urmează, le vom putea folosi împotriva dumneavoastră, bla bla bla, TK și afirmă că da. Care este numele tău? Complet, Daniel Hernandez. Câți ani ai? 22 de ani. Cât ai stat la școală? Până în clasa 10. Deci TK și se pare că are 10 clase. La ce școală? Legacy High School din Manhattan. Ai fost tratat sau în spital având probleme psihice, mentale? Da. Când a fost asta? Prin anii 2011, anii 2012. Mai pe scurt, care a fost natura acestor probleme? A fost depresie și stres post-traumatic din cauza uciderii tatălui meu Vitreg. So, da, pentru cine nu știe, tatăl Vitreg al lui 6ix9ine a fost omorât în fața lui. Cred că e o imagine cu tremurătoare. O trăire fucking deep, să fii un copil să-ți vezi tatăl cum se stinge în fața ta omorât de altcineva. Man, that's insane. Judecătorul spune, îmi pare rău să aud asta, și spui că tratamentul s-a concluzionat prin anul 2012. 6ix9ine răspunde cu da, 2008 și 2010, undeva prin 2011-2012 am început să fiu rebel, să fac prostii de genul, să nu mă spăl, chestii de depresie. Care a fost rezultatul tratamentului pe care l-ai avut în 2011-2012? Mi-au dat Zoloft și alte medicamente, dar niciodată nu le-am luat, în schimb mama le folosea ca remedie. Ok, până la urmă a început să dispare depresia și stresul post-traumatic pe care l-aveai. 6ix9ine zice da, ok, da, onorată instanță. După asta ai mai fost tratat pentru astfel de probleme, nu onorată instanță, ok. Ești acum sau ai fost recent sub supravegherea unui doctor sau psihiatru, nu onorată instanță, răspunde-te ca și din nou. Ai fost vreodată în spital sau tratat pentru dependență de droguri sau alcool, nu onorată instanță, răspuns final de la Tecrașii. Bă, și cam asta este una dintre alte declarații pe care 6ix9ine le face în instanță. Se pare că trecutul lui nu este unul tocmai fericit, se pare că a fost tratat de stres și de depresie, asta v-a spus în urma unui incident ce îl implică pe tatăl lui Vitreg. Man, acum nu știu ce să zic, nu știu dacă toată chestia asta e fatea din pedeapsă sau are, nu, tot ce vreau să spun este că indiferent de cine suntem, unde ajungem și ce rahaturi facem pe pământul ăsta, fiecare dintre noi avem o poveste în spate, o poveste mai puțin plăcută, ce probabil mai mult sau mai puțin ne va afecta viața și deciziile pe care le vom lua pe viitor. Dacă v-a plăcut acest episod, vă reamintesc că ne apropiem de 70.000 de abonați, așa că dacă încă nu sunteți abonați la cel mai marfă canal de pe platforma asta, să moară de bilani, nu ezitați să o faceți chiar acum. Și da, până data viitoare, multă dragoste și pupici!